Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi voi face 40.000 de calorii challenge. Sunteți pregătiți să vedeți masa plină de mâncare cu cele 40.000 de calorii? Ei bine, nu se va întâmpla încă pentru că sunt la slăbire. Cine mi-a urmărit canalul știe deja asta, iar ideea de titlu mi-a venit după ce zilele trecute am văzut clipul lui Montri cu 30.000 de calorii, primul din România, unde omul a mâncat într-un stil mare, o masă plină de mâncare, fraților. Eu voi face astăzi opusul lui, și anume 40 de calorii challenge, și mă voi cântări la început și la sfârșit. Da, voi încerca să mănânc doar 40 de calorii în 24 de ore și mă voi cântări pentru a vedea cât am slăbit. Montri, dacă vezi din întâmplare clipul ăsta, încearcă să te cântărești și tu înainte și după ce devorezi 10 kg de mâncare, să vedem și noi cât ai luat în greutate. Bun, haideți să mă cântăresc și să vedem ce voi mânca astăzi de 40 de calorii fără să mor de foame. Doamne ajută! Ați văzut și voi, am 135,9 kg, am filmat și data de astăzi și până mâine la ora 12 trebuie să mănânc doar 40 de calorii. În principiu voi bea multă apă pentru că nu are calorii și vreau să fac acest challenge pentru cei 40 de abonați de pe canalul meu. Da, este o sumă mică, însă eu sunt foarte fericit că 40 de oameni se uită la mine și pe măsură ce numărul abonaților va crește, o să mai fac clipuri de genul ăsta. Sper doar să nu mor după ziua asta și să vă abonați în număr cât mai mare, să mănânc și eu mai multe calorii la următorul challenge. Așa am o scuză să fac cheat-day-uri de alea resimțite cu multe calorii. Deci dacă vreți să mă vedeți cum explodez când mănânc o tonă de mâncare, abonați-vă la canalul meu și dați-mi un like la acest video. Deocamdată nu mi-e foame, am băut două pahare cu apă, mai încolo voi merge la sală și ne vedem după. Este ora 5 după masa și deocamdată nu mi-este foame, mă pregătesc de sală. Încă mai am energie, este ok, am mâncat destul de bine înainte de începerea acestui challenge, am băut și o cafea și încă se mai simte energia. Deci am început la ora 12 după masa și va trebui să stau fără mâncare, adică decât cu 40 de calorii, până mâine la ora 12. O să mai revin cu update-uri despre starea mea în următoarele ore, probabil după ce voi termina sala, când ajung acasă, voi mai filma un pic să vă spun exact cum mă simt, dacă mi este foame, dacă nu mi este foame. Până atunci tot ce voi consuma este apă, asta este singurul lucru pe care o să-l consum până mâine, așa că urați-mi baftă și sper să treacă cât mai repede ziua asta. Am uitat să vă spun că am filmat și ce am mâncat de dimineață. O să vă las cu clipul, cu micul meu dejun. Nu vă închipuiți că am mâncat foarte, foarte mult, deoarece sunt la cură de slăbire. Vedeți aici parcursul meu. Am mâncat normal. O să vedeți și voi imediat. Și noi ne auzim mai încolo să vă mai spun cum mă simt în acest challenge. Deci challenge-ul a început la ora 12 și până la ora 12 mâine trebuie să nu mănânc absolut nimic. Haideți să vedeți și voi ce am mâncat de dimineață înainte de începerea acestui challenge. Mamă, da de ea, pala este ora 8 seara, am ajuns acasă, am aprins și luminile, că nu se vede nimic la telefon. Am terminat sala și sunt epuizat de puteri, așa că m-am gândit să las cele 40 de calorii pentru mâine de dimineață și să încerc să adorm cât mai repede. Sunt rupt de oboseală, așa că 40 de calorii cu siguranță nu vor fi de folos acum. Pentru a mă reface, somnul este mult mai bun decât aceste calorii și mă ajută să nu mai simt foamea. Sunt convins că mâine îmi va fi mult mai foame decât în seara asta, așa că voi dormi cu stomacul gol și sper să adorm cât mai repede până nu încep mațele să cânte. Aș vrea să adorm foarte repede, iar mâine de dimineață să beau o cafea cu o linguriță de miere, să-mi dea energie să rezist până la ora 12 și să-mi consum cele 40 de calorii astfel. După mă voi cântări și vom vedea împreună cât am slăbit în 24 de ore cu 40 de calorii. Voi filma și data exact ca astăzi, să nu credeți că vă mint.
așa arată. Este ora 10 și îmi pregătesc cafeaua. Am folosit o linguriță de miere pentru a o îndulci. Bună dimineața, abia m-am trezit. Este ora 10 și îmi beau cafeaua cu miere. Nu am odihnit foarte bine aseară. Am adormit foarte târziu. Cred că undeva pe la ora 3-4 de dimineață. Și m-am trezit acum la 10. Sunt bine, sunt ok, nu mă doare capul, nu am amețeli, însă îmi este foarte, foarte foame. Am ales să folosesc cele 40 de calorii astfel, ați văzut și voi cu miere, o linguriță de miere, pentru că îmi place mult cafeaua, iar mierea îmi creează o protecție la stomac. Nu am mâncat nimic și cafeaua pe stomacul gol nu este bună, mai ales dacă ai gastrită ca mine. Mierea îmi dă energie și acum să fiu sincer, nici nu prea aveam ce mânca de 40 de calorii. Ce naiba să mănânc lămâie, să-mi crape stomacul în două. Așa că pentru acest challenge de 40 de calorii, eu am ales mierea, pentru că are foarte multe beneficii pentru corpul nostru și se digeră foarte repede. Astfel, gluciderea îmi vor intra imediat în sânge și voi avea energie pentru următoarele ore, adică fix până la ora 12 când se termină acest challenge. Abia atunci voi putea să mănânc ceva mai consistent. Mai sunt 5 minute până la ora 12. Uitați câtă apă am băut în aceste 24 de ore. Am terminat două sticle de apă și am început-o și pe a treia. Mai aveam puțin aici. Sunt foarte fericit că am reușit să duc acest challenge până la sfârșit, mai ales că este primul de pe acest canal. Cel mai greu moment din acest challenge pot spune că a fost azi noapte, când nu reușeam să adorm de foame. Efectiv, am stat până la ora 3-4 dimineața, nu am reușit să adorm din cauza că mi-era foarte, foarte foame și numai la mâncare mă gândeam. Hai să ne cântărim că nu mai pot de foame, vreau să mănânc ceva neapărat. După cum vedeți, mi-am luat bluza pe mine, cea care am purtat-o și ieri, să fiu îmbrăcat exact la fel, să nu influențăm în niciun fel cântarul. Singura diferență este că ieri am mâncat acea lipie cu omletă la mic dejun, cu câteva ore înainte să mă urc pe cântar, iar astăzi nu am mâncat nimic, am băut decât o cafea cu o linguriță de miere. Cine spune că este ușor acest challenge, îl provoc să încerce să vadă cum este să stai nemâncat 24 de ore. După cum vedeți, este a doua zi, este ora 12 fără un minut. Ați văzut și voi, am slăbit de la 135,9 la 134,6, adică 1 kg și 300 de grame în 24 de ore. Nu m-a obligat nimeni să fac acest challenge, însă am fost curios cum reacționează corpul meu și am zis să fac un clip să vedeți și voi experiența mea în aceste 24 de ore. Am ales 40 de calorii și nu 0 calorii, deoarece am făcut 40 de abonați pe canal. Acum vă las, mă duc să mănânc, că nu mai pot de foame. Scrieți-mi în comentarii voi cât a stat cel mai mult fără să mâncați. Dacă v-a plăcut acest clip, bubuiți butonul de like și abonați-vă la canalul meu pentru a mai face clipuri de genul acesta. Scrie-mi în comentarii dacă ai vreo idee sau vreo sugestie pentru mine și dă un share la acest clip pe Facebook să vadă și prietenii tăi. Eu sunt Toto, vă mulțumesc de vizionare, până data viitoare rămâneți motivați, pa! Yeah! I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why our status is like a canvas. Chances are advancement is enhancing. And this new expansion's like a mansion. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my heart progress. I'ma rip this shit to my